Polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor au fost sesizați cu privire la faptul că două persoane necunoscute ar fi abandonat trei câini. În urma verificărilor efectuate, polițiștii au stabilit identitatea celor două persoane, respectiv un bărbat de 34 de ani și altul de 41 de ani, ambii din comuna Blăgești, și au luat măsura sancționării contravenționale a acestora cu amendă în valoare de 12.000 de lei fiecare, după ce ar fi abandonat trei câini în două parcări ale unor centre comerciale din municipiul Bacău.